Bun găsit, dragi prieteni ai GTA-ului, frățică Dobre la aparat. Suntem astăzi jucăm cu ciocanul ăsta, basketbalist 8. Iată, suntem la podul pe unde trece trenul. Într-una dintre misiuni, dacă vă aduceți aminte, când Trevor Phillips ciordește un avion împreună cu prietenul lui, ochelaristul, vin și să dau cu avionul, trebuie să meargă la aerodromul ăla care devine a lui ulterior și pe sub podul ăsta trebuie să treacă. Ăsta adică unul dintre podurile pe sub care trebuie să treacă. Și noi astăzi o să încercăm să oprim trenul pe calea ferată. După care așteptăm să vedem ce se întâmplă cu trenul care vine din spate. Dacă se sparge tătătăt. Că ăsta o să vină să dea din spate în ăsta pe care îl oprim noi. Am încercat să sparg podul, dar vă spun drept, nu reușesc. Prima dată am vrut să rup podul, este o misiune, dacă vă aduceți aminte, cei care au jucat tot ăsta, tot GTA-ul până la capăt, în care detonez podul și trenul pică în apă și fur marfa. No, Doamne ferice, se întâmplă pe acolo. Dar, în afară de misiunea aia, dacă nu ești în misiunea aia, nu poți să spargi podul. Eu am încercat, mai încercăm o dată, uite, aruncăm gen una, două, trei sticky bomburi, cu asta ar trebui să fie în regulă. Da, vă spun drept, no, asta poate că nu s-o prins, hai să aruncăm aici. Așa, mă, băiete, mă, hai, no, hai, fuga de aici. Hai să dăm o detonare party, dar nu cred, din ce știu eu, că se sparge podul. 3, 2, 1, dă-i să pută! Nu! E prea șmecher podul ăsta pentru noi, dar ia că iară trece un tren! Ia stai să vedem, îl putem păli de aici! Dă-i la întâlnire! Dă-i la întâlnire! Stai că dau la întâlnire la tunel! Hai încă una! Încă una! O, mă, că deja mă caută potiera, mă! O, fără! Nu așa, așa! Bun, no, hai să urcăm noi sus pe deal. Ca apoi steluța asta se duce ea încet. Nu-i stres, pa de stres. Înapoi în GTA. Hai cu toți la o cafea. Oh, mă, hai mă, urcă aici. Acum văd că aici mai este o podișcă. Dar e un poduleț mai slăbuț. Poate merem și acolo să vedem dacă îl putem detona pe ăla în timp ce trece o mașină pe el. Puff, ce fain ar fi. Dar bun. Opa, ia mă că vin potierașii după mine. I-ai văzut? Ia-i. Du-te-a, bă, domnul. Du-te-a, bă, dic, domnul. No, hai să vă cum urcați voi aici după mine. No, hai. No, hai să vedem, no. O și dispărut. Opa, nu a dispărut. Bă, nu-i bine. Fugi! Fugi, Vasilică, fugi! Taci, mă, din gură! Du-te, mă, pe șanț! Hopa! Mă spart! Dumnezeu! Nu vine să cred! No, nu-i bai! Revenim la locul faptei. Derulăm și revenim în câteva minute. Nu plecați imediat, băgăm publicitate și ne întoarcem în câteva minute de aici, de la marginea terenului, cu Vasilică, cel care va încerca să oprească trenul. O zi bună în continuare, o la revedere plăcută, bună ziua! Ok, buddy, there you go! No, bun, am venit cu băieții de la Uber, mersi, Boctere, că n-ai mers cu... cu maimuța, ești super de treabă, ești un gagiu, bă, mișteaux. No, hai să urcăm, iară trece trenul pe aici, hai să urcăm, pe unii am fost dat trecută, nu mai știu. Așa, pe aici. Pe aici. Paci, hai aici! Hai aici! De data asta nu mai avem parte de compania foarte plăcută a Potterei, care a venit să ne colie, mi-a tras două glonțuri în țeastă, un glonț încăcat, un glonț încăcat, iogie, pâncartier. Hai să vedem, sper să nu se-mi podmolească pe aici, ho, 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 no, uite-te, mă. Nici n-am terminat de zis și l-au apucat beceșigul, băi, n-a iat prostul cum se sparge. Uai, ce-o dat o tâmplă de tera,
Fraiere, dacă vii fără cască în pădure, bă, boule! Hai că se poate! Hai că-ți un pas în pas în pas, așa, așa! Uite aici am găsit o cărărușă. Batem o cărărușă ca la muzică populară. Și în stângă... Hopa! Ho! Am vrut să dansez, mă, ia! Una, două și porni. Una, două, una, două, una, două. Hai! Hai că avem treabă, Vasilică! No, bun. Deci, de ce am urcat aici? Ca să luăm trenul, mă, copchii, băi! Dică ăștia, mă, ho, 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 mai încet, mă! Mai încet, ghiță! Vacă cu cabină, no, ho, 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 ia-l-ai! Vezi că ai lăsat niște vopsea roșie, mă, pe pietre aici! Vezi că vine leu! Opa! Aud un tren? Am auzit un tren? Op! Op, 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 încet! No, 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 no! 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 Nu, Doamne, de ce, Doamne? Publicitate și revenim! Nezo! No, bine, destul, am tăt picade pe munte de mi-am spart capul, picioarele tăt beteșigul. Destul cu distracția, taxiul, la revedere, ți-am dat țapă, fraiere, am chemat taxiul și au rămas acolo. O zi bună la noapte. Mulțumesc frumos. Merem noi frumos cu elicopterul. Mai bine niște coduri cinstite decât să ne tot facem de rușine. Tot chemă taxiul, tot picăm de pământie. Hai, flăcău. Dă-i Vasilică că ai fost pilot la Turda, la câmpia Turzi acolo. Dă-i să pută. Hai, flăcău, că merem așa de ăsta direct pe linia ferată. Dacă CFR-ul până acum a ajunja în 3 zile un tren de la Iași la Timișoara, n-apoi de data asta o să facă la infinit. Îl oprim și îl spargem tot. Dumnezeu! Taci, mă, cu motocicleta, dă-i să pută. O trecut un ceacanou pe cipă sub noi. Bă, dai eu zmiezul din dodoșcă, mă, dică ăștia, mă. Ia, suntem la pod deja, vedeți? Vedeți? Hop, 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 hop. Ia să vedem unde ar fi cel mai bine să ne... Pe partea asta sau pe cealaltă? Pe cealaltă, că vrem să luăm din mers. Pe cealaltă. Hai, 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 încet. Cobor în jos, luceafăr blând. Am văzut că atâta știe ministrul culturii să, din Eminescu. Eu zic la televizor, dar spuneți-mi două versuri din Eminescu. Dacă vreți, vă spun unul. Păi, no, ziceți unul. Cobori în jos, luceafăr blând. No, să ziceți mulțumiți? Nu! Nu! Demisia! Cine ne conduce, mă, copchii, mă? Cine ne conduce, mă? Nu! Hai, mă, cobor odată, mă, dică ăsta, mă. Oare unde să-l las pe flăcău ăsta, mă? Să-l las sus și coborâm noi cu... Că iară puș cu un cap de ăsta, parcă văd. Stai, numai stai. Merem aici. Hai, hai, hai. Aici îl punem jos frumos. Pune-l jos. Bine, bine, ieși afară. No, ia-l-ai, ho! Pui, mă, ce noroc avem! Ce noroc că s-a oprit în copacul ăsta, chiclăzăului, mă! Cred că elicopterul, ciocopterul s-a tot dus la vale. Nu-i mai, nu ne interesează, nu-i a nostru, n-am dat bani pe el. L-am luat pe gratis prin bunăvoința celor de la Rockstar Games care au făcut, au pus... Au făcut available codurile. Na... Ce noroc avem cu coduri, bă, dar du-te, mă, că a venit trenul și nu mai putea arunca în el, mă. Hai. Uită-te, mă, ce prost e, mă. Hai, mă. Stai să vezi. Noi acolo trecut, trece trenul. Ia să ne încercăm norocul. Acum e momentul. Bine, prostule. No, nu-i bai. Rămânem pe platformă și luăm din mers.
Mergem un pic mai pe la mijloc. Cam așa. Și acum așteptăm să vină trenul. Între timp poate pușcăm o păsărică, deși nu-i frumos, nu uita, suntem într-un joc. Pac! Hopa! Ăsta-i corbul din Game of Thrones, băi! Ia uite, băi! Măi, ia uai! O, la revedere plăcută! Da, dar nu mai omorâm animale, mai bine omorâm oameni. În joc, măi. Bă, să nu înțelegeți prostii, bă. Așa. Hai că așteptăm să vină trenul. Na, bine, dă pe rapid până vine trenul. Hopa. Se aude trenul. Cred că vine trenul. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Grozăvești cu peronul pe partea dreaptă. Hai, Robi, acum e momentul tău. Ăsta-i Toti. Ha-ha, Nică l-am luat. Vă întrebați cum o să-l oprim, așa-i? Uite așa, Toti. Una la locomotivă. No! Bă, Dumnezeu, trebuia să mă duc de mai departe. De la început, pe rapid. La revedere, țăranilor, mă duc la oraș. Să ne vedem cu bine. Dumnezeu! Stai, sfinte sisoie! Da, gata, flăcăi, am găsit soluția. Nu mai merem pe acolo, că tătătănie spargem. Nicio problemă, merem cu mașina. Home, nu pe aici, pe la următoarea. Merem direct cu mașina pe calea ferată. Sper să-i luăm numai fața trenului. Stai să vedem cum ajungem acolo. Aici undeva se poate ajunge la calea ferată. Ia uite, hop! Ăla-i Toti. Dă-i înainte. Dă-i să pută mai flăcă. Hop, hopa, că vine din față. Prioritate, domnul, sigur, sigur. Sigur că da, cum să nu? Păi da, se poate așa ceva? Vă lăsăm că sunteți mai gibol ca în intersecție. Pe ăla mai, dacă e mai mare, lași, mă, nu te bagi. Așa, ajungem imediat la tunel. Vezi, trebuie să trecem pe sub munte. La munte și la mare. BD la munte și la mare. Ia uite tunelul frumos. Ho, bă! Hai, hai, hai! Stai să aprindem farurile. Ia că nu mi le-am spart. Am crezut că le-am spart. Așa, frumos, elegant. Aici suntem. No, o ducem pe asta mai în față, să nu o logească trenul. Ieși, Vasilică, din mașină. Și du-te frumos pe peron și așteaptă. No, ia ce prostă-i, mă. Bă, deci tu te lovești de piatră de 3 cm, mă, te-ai împiedicat. Bă, prost ești, mă. O, doamne, proastă ștango, fă la curul mă ta. Așa e o vorbă. Ia să vedem. O, dar nu suntem pe podul corect. Ba, ba da, ba da, ba da. Ba da, ba da. Papti, bidibi. Ba da, ba da. Ba, suntem numai că ce prost sunt eu, că am venit de pe contrasens. De acolo vine trenul. Nicio problemă, domnul, nicio problemă. Așteptăm frumos și răbdător pe peron. Hai, ai, ai, dă-i să pută cu tupeu. Hai să pușcăm o păsărică până auzim. Până auzim glasul roților de tren. Pac! Hopa, că vine! Sau nu, celălalt cântec. Trenul accelerat 7432 cu plecare în direcția Dej. Va pleca din stație la linia 1 peron. Vă rugăm, poftiți în vagoane, hai! Nu! Nu, 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 ridică-te! Ridică-te, prostea! No, nu l-am prins pe ăsta, nu-i nicio problemă. Îl așteptăm pe următorul. N-a avut platformă, mă, până m-am găsit. Nu-i nimic. Nu-i nimic, Vasilică, nu-i nimic.
Ăsta-i Vasilică din Hotvon. Băia bun, cam be. Be cam mult apă dimineața, dar băia bun, așa. Ce frumos, auziți susurul apei. Pșșș, cum vine, pișă-te că vine trenul, pișă-te că vine trenul. Ia, tă-tă-tă, l-am spart la față. Bă, Vasilică, bă. Dacă ești tătălău, mă. Ești ca prostul pe peron, te-ai împiedicat de două pietre din gara de aj. Dă-i pe rapid până vine trenul. Blalalala. Opa. Trenul accelerat, opa, acum... Nu se poate! Nu se poate! Ce ratare incredibilă, hai mă! Așa, mă, băiatule, bă! Am știut eu că e ok să am încredere în tine, mă! Haide, haide, cu tupeu! Hai, ai, ai! Și hai să vezi că nu... Nu! Bă, ce prost e asta, mă! Dă ptica ca bou între vagoane, mă! Acolo se fumează, mă! Te prinde bocterul, nu? Acum e momentul! Una! Două! Cât ei trebuie oare? Încă una pe locomotivă! Bă, dar ce faci, măi, dică ăsta, măi? Bă, dar cât ei trebuie la locomotiva asta, măi? Rămâne fără glanțe! Au, mă, și deja m-a văzut potiera! Nu-i bine, cred că trebuie să mă duc mai aproape. Nu-i nicio problemă. Oare trebuie să-i dăm de aici? Stai să mergem un pic mai în spate. Bine, mă, potiera, mă, mă lași, mă, cu dumele astea. Ia să-i aruncăm niște sticky bomb să vedem, funcționează? Una. Mai sus trebuia, mă, ghițăl. Nu-i bine. Nu-i bine. Cred că trebuie să mergem frumos. Să le punem cu mâna. Așa, ia să vedem. Că numai patru mai am. Și patru. Bun. Hai cu toții mai în spate. Așa, mai băiete. Bun. Poate mai în spate un pic. Cam așa. Na bun. Sunteți gata? Sunteți gata de atac. 3. 2. Bă, nu. Stai să mai așteptăm un pic. Că vreau să prindem într-o zonă mai faină. Zonă frumoasă, de munte. 3, 2, 1, bagă! Bă, dar indestructibilă locomotiva asta, domnule. Nu se poate așa ceva. Bă, extraordinar, mă. Hai, mă! Băi, dar cât trebuie să dai în locomotiva asta, Dumnezeule? No, ne-am oprit și ne-am documentat între timp. Se pare că e destul de greu să oprești trenul. Cam puțin eu reușit, dar noi mai tragem. Tragem insistent. Dacă nu, stai să vedem cât e mai avem. 3 din astea, las că mai băgăm un cod. Ia să vedem. Hai că încercăm altă manevră. Se pare că nu neapărat locomotiv. Ho, mă, prostule, mă, noia, mă. Zici că-i bat, mă. Ce-ai făcut, mai băut fotoghinul din cisternă? Așa, mai băiete, mă. Urcă-te sus. Așa, așa, așa. Bun. Să tragem în cisternele din spate ar fi o idee genială. Nu s-o mai gândi nimeni niciodată. Numai 800 de alți gameri au încercat, care ăia sunt gamer, să joacă, nu ca noi. Au încercat să spargă trenul și nu au reușit. Dacă dau aici, e cam aproape, așa-i? Da, da. Du-te mai în față. Dar mie îmi place cum vine potiera în continuare după mine și
Ăștia nu știu că n-au nicio șansă. Ce o să faceți? Urmăriți trenul, așteptați-mă în gară, vă rog. Nimic? Nimic. Noi nimic mai scriem. Ho, mă, nu așa, mă. Ăsta, mă, tool up. Am unde, unde, mă? Aș cumpăra arme, vă spun. Da. Unde? Este magazin la vagonul, vagonul de arme sau ce? Vagonul restaurant, vinde cineva pe sub mână? Să știm și noi. Stai să vedem. Așa. Până atunci aș mai putea trage și în poliție din astea, dar nu... Ia! Poc! Haha, ce l-am luat pe ăsta la întâlnire. Bine, Flăcău, ia și pe, pe domnul ăsta. Hop, 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 hop! Shbang! Hop, 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 hop! No, ăsta nu știu dacă l-am luat. Așa, să nu ne irosim așadar materialele pe toate prostiile. Hai! Hai, Vasilică, doar tu poți. Cu arme din Hot Wheels facem, facem de mici pe toată lumea. Taci din gură! Dacă nu, în cel mai rău caz, mă gândesc să mă cobor jos la nivelul lui. Mă bag în cabine și o opresc din butoane, măi, dic ăsta, măi, că doar poți să conduci trenul. Ce, a venit ciocopterul, fii atent. Ce faceți, băieți, cum-i treaba? Noia, mă, dar unde ai tras, mă? Noia, ce prost e ăsta, mă? Că nu mai trage, mă, că nu mai am... Mai am șase. Mă, uite-te unde trage, mă, ăsta e handicapul, mă. Nu, uite-te, mă, nu vrea. No, du-te, trenulețule, du-te. Hai să încercăm să coborâm jos. No, bravo. Hai că ne-am urcat iară. Foai ce bulan bator am avut, doamne feri. Loco. Loco dice. Oare ăla-i domnul Bocter? Încercăm să-l împușcăm. Nu-i domnul Bocter. Sunt în mișcare, fraierilor, nu prea mă știți. Ia-i, m-o spart podul. Extra fucking ordinar. Domnul Bocter, mă luați, vă rog, la ocazie. Ho! Hai că poate reușim în ultimul. Hai, fraiere. Ia că l-am prins. Ha, ha, ha. Ce mișteaux. Ăla-i tot, îi du-te din vagon în vagon. Bună ziua, aici compartimentul ăsta e liber? Fu, ce putea beșini, ăștia s-au beșit în compartiment, nu-i bine. Stai totuși că iară suntem cam aproape. Hai că e mai amuzant să, să puști locomotiva pe ziua. Ce faceți, domnul milițian? Să trăiți, un cadou din partea firmei, luați de aici. Ce-mi place de ăștia, bă, că-s ambițioși. Vai, ce era să-l iau pe ăsta și nu l-am luat. Am găsit soluția, aici e Bocterul, ia să vedem. Pac! Na, ia să vedem, să oprește trenul. Sau mere singur ca nebunul? Nici vorbă, mă! Nu dă niciun semn că s-ar opri. Cred că Bocterul a, a dormit pe veci cu piciorul pe accelerație, cu mâna pe maneta aia. Ai, oarecum să spargem noi trenul ăsta? Dar nu putem să intrăm în cabine. Ia și Bou o lovit o căprioară, un cerb. Dic cerbul, ia că s-a ridicat. Du-te, cerbile, cerbiote! Ia să-l vedem. Ho, ho, că trăiește! Bine, Jägermeister! Bine, Jägermeister! Dar nu ne lasă să intrăm în cabină, mă! Nu se poate așa ceva, mă! Și încercăm o... o grenăduță. No, bine, prostule!
Fai! Fui, ce aproape a fost! Naia! Bine, batule, ia ce prost e, mă, extra fucking ordinar, dar ce... Bă, băiatul ăsta ta e prost, mă! Ia prostul ăsta, nu stai la semafor, că stai, mă, bou, și așteaptă! Ce om, bă, pe cuvânt, mă! Te grăbești pe Valea Prahovei, nu? Vrei să mergi la munte? Și mă, tatu, uit că tot văd pe hartă, dacă observați, pe harta asta mică de jos, acolo sus undeva, este un zeppelin. Am să mă duc la zeppelinul ăla, dar mă duc cu trenul întâi, stau să avem... Stau întâi să ne apropiem un pic de el. Poate îl pușcăm pe ăla. Fiți atenți la guștere ăștia cum stau la radar aici, vedeți cum stau la pândă. Fii atent. Ia-i. Tică ăștia, spriți ceva, domnul. Colegii, vedeți că este radar la ieșire spre Gherla acolo. Pe centură la Gherla. Hop, că am luat din nou trenul, no? Stați așa că... O chestie n-am încercat, dar nu pica, mă, prostule, mă, nu pica din tren, te rog, mă. Hai. Extra fucking ordinar, hai, mă, Gibol. Așa. O chestie numai n-am încercat. Probabil că locomotiva asta trebuie pișcată mai din față. Așa că... O dubuim de sticky bomburi. Punem sticky bomburi peste tot. Sticky bomb. Ia să vedem. Punem una aici. Una aici. Bă, dar unde se lipesc astea pe cuvânt, mă? Așa ceva. Stai că merem mai în față, mai în spate. Poate avem mai multă acuratețe. Hop. Bă, dar o umplu de sticky bomburi pe cuvânt. No, 8 am pus. 8 bucăți. Să punem să fie 10. Bine, bă, așa arunci ca o fată, pe cuvânt. No, nu-i bai, hai. No, hai să vedem. Acum, să ne încercăm norocul. 3, 2, 1. Dai să pută! Nimic, mă, dar nimic, mă. Extra fucking ordinar, mă. Doamne, de ce? Nu-i nimic, încercăm să-l pușcăm din față. Da, 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 așa, desenează cu bocanci, e bine, n-ai nimic, stai liniștit. Nu vrea, mă, nu vrea, mă. La următorul mai încercăm o dată cu sticky bomb și la revedere. Opa, că vine, se aude. No? Nimic, mă. Nimic. Blesteme. No, asta este. Nu se poate, merge la zeppelin. Un ceacanau din Hot One tocmai a aruncat cu bombe spre tren. No, ia, hai că merge pe aici. Trebuie să luăm o mașină. Să merge la zeppelin, zeppelin. Dai să ne spălăm un pic pe picioare. Du-te un pic așa, du-te mai adunde, mai adâncă să ajungă și la termometru un pic. Că n-ai dormit de 3 zile, mă, coptile, mă, mă, pruncule, mă, tot pe drumul ești. S-a făcut noapte, zi și iară noapte. Bine, mai complicat, mă, să ajungi până acolo. Chemăm taxi. Alo? Alo, stoinică? Galantu? Alo? Auzi, mă. Nu vi rușine, ocupați toate mașinile. Dică ăștia, mă, de sărbători, mă, de sfintele sărbători. Nu lasă că furăm noi ceva. Mă scuzați, sunt polițist, am nevoie de această mașină. Hai, am... Bă, dar până întoarce ghibolul ăsta, ia ce autobuz mi-a dat doamna. Bine, mi l-a dat. L-am luat cu japca. Du-te, măi, că motorul meu mere singur, mă. Aici, la oameni, pe prispa căsii.
Ieri stătea pe prispa căsii, azi s-o dus în pizda măsii. Taci tu, vită, că de spușc o pedală în gură, vomiți cărăbuși mentolați tu. Au, mă face ea pe mine, idiot, dar nu ți-a fi rușine la nari. Facem rondou. Ia mă, ce semn de circulație era aici, ia fi atent. Ia fiți voi atenți aici. Atenție, om cu cal. Foarte bun. Aș vrea să văd și în România din astea, nu de alta. La noi plin de oameni cu cai pe drumuri. Cu căruțe. Așa. Și merem la... Nu știu unde ne-o dus, în ceva parc. O, aici ai, mă, ia zepelinul, mă. Bă, băiete, mă. Bună ziua, domnul, cât-i tura? Auzi, mă, trebuie să merem. No, fii atent, mă. Trebuie să sărim gardul. O las aici, două minute, domnul. Nu, v-a lăsat numărul în parbriz dacă e ceva. Bă, eu nu zic, dar preventiv, nu știu ce o să se întâmple cu zepelinul ăsta. Preventiv, eu pun un sticky bomb pe el. Ăla-i. Atât. Vedem noi. Nu-i ca ciocopterul, ba da. Ho, 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 ce frumos. Băi, ce frumos, uite, bă, vedem orașul. Ce frumoasă este Șomcuta, observați? Șomcuta, junglă de beton, ce ești tu, ce-ți mai place luxul? Ești în Șomcuta. Farurile de mașini te fac să crezi că ești nibolund. Băi, dar ce frumos, mă. Pitoresc. Extraordinar ce frumoasă țară avem. Extra fucking ordinar. Foarte frumos cu zepelinul. Uitați-vă și voi. Uitați-vă cât de frumos. Vai. Observați acolo jos Kaufland-ul. Aici lângă ăsta e Lidl-ul. Ăsta e mall-ul și tot aici e și stadionul undeva, uite ăla e stadionul. Acolo joacă Șomcuta, săptămâna trecută a avut meci cu băieții de la Mocira Raptors. No, ca să vedeți, bă, ca să încheiem ediția de astăzi, eu zic să ne aruncăm fain frumos din zepelin, unde a dat Dumnezeu să pticăm. Facem o autosinucidere singur cu mâna noastră. Sus pe Maidan, dar după ce mă arunc, atenție, am explodat și zepelinul. Să primească Dumnezeu aceste moaște. Iată, vă aștept la moaștele mele. Mulțumim, Vasilica vă salută. La fel și frățică. Pace cartierului. Dacă știți voi cum să sparge trenul, vă rog să-mi scrieți în comentarii. De asemenea, nu uitați să nu dați like și subscribe. Numai dacă vreți, nu mă interesează. De fapt, nu, ar fi fain să dați, dar... Doamne ajută-vă! Veșnică pomenirea lui! Veșnică pomenirea lui! Veșnică amintirea lui!